E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Ziua lui Ariciu. Bună, Milu! Ce jucărie minunată ai făcut! Da, eu am făcut-o! E un dinozaur! Este pentru Ariciu? Pentru că azi e ziua lui! Da, așa este! Tu stai acolo! Unde? Acolo! Fugi repede! Am întârziat? Bună ziua și la mulți ani, Ariciu! Mulțumesc! Servește-te, te rog! Avem de toate! A, uite, preferata ta, smeura! Ariciu, la mulți ani! Ha! Să crești mare și sănătos! Asta e pentru tine! Un cadou de la mine! Mulțumesc, Țopa! Și Grohi, vreți mâncare? Doar un moment! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Ce cântec frumos, fetelor! Le-am scris noi două! Pentru Ariciu! Sunteți amândouă foarte deștepte! Acum, cu toții mergeți cu Ariciu acolo să deschidă cadoul. Haideți, ajutați-l! Hai, Ariciu, deschide-l! Sunt Ariciu, Grohi, Pandi, Țopa... dar oare unde e Milu? Sunt aici! Suntem aici! Ariciu, ăsta e pentru tine! Este cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată! La mulți ani! E foarte plăcut să primești cadouri, dar uneori e chiar mai plăcut să le oferi tu. Bucurați-vă, copilași! Zile de naștere. Ariciu, a cui zi de naștere vine prima? A lui Țopa! A lui Țopa! A sosit ziua cea mare, ziua în care ne distrăm. Ce prilej de bucurie! Hai baloane să umflăm! Multe flori, multe cadouri și un tort ai să primești! Este ziua în care tu sărbătorești! La mulți ani cu sănătate! Astăzi este ziua ta! La mulți ani cu sănătate! Ce frumos ne vom juca! Casa e împodobită cu ghirlande și lumini. Să petrecem cu prieteni, cu familie, vecini. Stegulețe colorate și baloane agățăm. Este ziua în care ne distrăm. La mulți ani cu sănătate, astăzi este ziua ta. La mulți ani cu sănătate, ce frumos ne vom juca! La mulți ani cu sănătate, astăzi este ziua ta! La mulți ani cu sănătate, cu toți ne vom bucura! Sănătate! La mulți ani! Baby Ricky, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi! Să mergem!
Bună, Baby Ricky! Bună! Unde mergeți, copii? La Pandi! Pentru aniversare! Desigur! Azi e ziua de naștere a lui Pandi! Aniversările sunt distractive! Ha! Aniversarea e un tort! Tort! Să mergem! Sunt atât de obosit. Pip, pip. Ariciu, unde mergi? La Pandi, pentru aniversare. Ura! Ura! Ariciu, vrei să-i duci pe Grohi și pe Milu? Da, să mergem. Oceanul! Da, ca să traversăm oceanul, avem nevoie de un mijloc de transport. Un vapor! Ura! Să mergem! Să plutim! Uitați! Vine Pandi! La mulți ani! Dar ce s-a întâmplat, Pandi? Unde este petrecerea? Unde e tortul? Tortul? E acolo! Ei bine, cum să ajungem noi la tort? Oh, știu eu! Bună treabă, copii! Ce baloane minunate aveți voi! Să mergem! Să mergem! Ce copii fericiți! Transport. Elefantul trompă lungă, pasărea poate zbura. Veștișorul are aripioare, cu ele poate nota. Prin ocean pe unde vrea. Pe când noi avem transportul, și cu el ne deplasăm, și pe șine, și prin aer, sau pe apă să plecăm. Bip, bip, ciu-ciu. Cu mașina, autobuzul, sau cu un camion serios, cu vaporul, avionul sau cu trenul, totul e așa frumos. Totul e așa frumos. Ce util ne e transportul! Lumea s-a obișnuit, și pe drumuri, și în aer, și pe mări noi am pornit. Și pe drumuri, și în aer, și pe mări noi am pornit. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Bip, bip, ciu-ciu. Spectacolul. Salutare, copii! Salutare! Bună! Fetelor, haideți să salutăm împreună! Salutare! Oho, ce faceți? Pare ceva interesant. Vom organiza un spectacol. Pandi va sări, Grohi va cânta, iar eu voi dansa exact așa. Sărăcuțul, te doare? Fetelor, aduceți un pat lui Milu. Au, au, au. Dansul trebuie să mai aștepte. Piciorul lui Milu are nevoie de odihnă. Mulțumesc! Mergeți la repetiții! Avem spectacol!
Uite, e cartea mea preferată. Distrează-te. Este despre o minge mică. Vrei să-ți citesc, Milu? Ar fi bine. Oricum nu sunt în stare să dansez. Au fost odată un bătrân și o bătrână. Și l-a înghițit pe micuțul coloboc. Sfârșit. Vrei să mai asculți odată? Poate. Bietul coloboc și bietul de mine. Am vrut atât de tare să particip la spectacol. Oh, da, atât pentru mine cât și pentru coloboc. Și acum, oaspetele surpriză. Milu, care va recita povestea lui coloboc. Mă ajuți? A fost odată un bătrân și o bătrână care locuiau într-un sat. Într-o zi bătrânul i-a spus: bunică, du-te și fă un coloboc. Așa că bătrâna a scos cutia de făină și a copt în cele din urmă un delicios coloboc. Dar acesta s-a rostogolit de-a lungul drumului. Iepurele voia să-l mănânce pe coloboc, dar nu a făcut-o. La fel și lupul și ursul voiau să-l mănânce. Nici măcar vulpea nu l-a mâncat, pentru că i-a citit o carte interesantă. Sfârșit! Bravo, Milu! Ce spectacol minunat! Multe mulțumiri acestei cărți. Lectura. Cărție! E o carte, dragul meu, dar ascultă când îți spun. Cartea nu-i o simplă carte, e o poartă fermecată. Un loc magic te așteaptă, dincolo de această poartă. Tu, al meu drag cititor, hai deschide-o repejor. Sunt dragoni și monștri și prințese, ei trăiesc aici cu-n vrăjitor. Chiar acolo, în pădurea întunecată, ursuleții pe mașa o așteaptă. Ușor e să trece cu atorul, când tu ești pirat neînfricat. Un autor aflat în lumea mare se-ntâlnește în scris cu fiecare. Un tărâm miracol te-așteaptă dincolo de această poartă. Ia decizia înțeleaptă, o copertă-i doar o poartă. Și citim, citim, citim. Decorarea mesei. Bună ziua, Grohi! Ce faci tu astăzi aici? Bună ziua! Îmi aștept invitații să vină! Spune-mi, nu cumva ai pregătit gustări? Mai întâi decorațiunile! Pentru masă și pentru mine! Prăjitor, poate? Am făcut o rochie! E așa de frumoasă! Acum e timpul pentru gustări! Ce greu e să mergi! Grohi, vom găti noi totul! Și tu vei fi atracția principală a festivalului! Ah!
treabă, Grohi. Acum toată lumea are câte un șorț pentru gătit. Da, da, am și eu unul. Și cum rămâne cu rochia ta, Grohi? Este incomod să gătesc în timp ce o port. Mă îmbrac mai târziu. Treabă, copii! Întotdeauna e mai interesant să faceți ceva împreună. Să gătiți, să decorați și să vă răsfățați. Ajutor în bucătărie. Îți place supa, Țupa? Îmi place să fiu de ajutor! În bucătărie, în zor de zi, zor de zi, vreau să-i hrănesc pe cei dragi. Totul sclipește și mereu e curat. Mie somn, dar nu m-am supărat. Că eu am ajutoare, da, eu am ajutoare. Linguri și castroane și strecurătoare. Totu-i minunat de dimineață. Poftă bună, vă aștept la masă. Eu sunt Ariciu, despachetatorul. Iubesc să despachetez. Sopa, ustensile de bucătărie. Ce gratiță să aleg? Eu sunt Pandi mixerul. Ha! Ador să amestec. Eu sunt Grohi, decoratorul. Și eu sunt Milu, spălătorul de vase. Ha, ha, ha. Punem șervețelele, apoi furculițele, punem și paharele, farfuriile. Toți copiii harnici sunt cei mai buni ajutători. Dacă nu mă credeți, întrebați pe mama lor. Că eu am ajutoare, da, eu am ajutoare. Linguri și castroane și strecurătoare. Totu-i minunat de dimineață. Poftă bună, vă aștept la masă.